tot felul de șmecheri, vin tot felul de filosofi, vin tot felul de oameni care vor să adauge la teologia și la practica lui Hristos, da? Cu idei gnostice, cu idei din partea iudeilor, care zic că trebuie să țineți sabatul, care vin cu alte teorii, cu alte obiceiuri. Și Pavel zice, atenție, nu vă lăsați judecați de acești oameni. Nu vă lăsați să vă spună ei ce sărbători trebuie să țineți. Nu vă lăsați să vă spună ei cum trebuie să vă organizați biserica. Nu vă lăsați să vă spună ei cum trebuie ca să cântați. Nu, nu! Stați bine legați de capul vostru care este Hristos prin învățătura care a primit-o prin apostolii lui. Ăsta este scopul mesajului Pavel. Și asta înseamnă nu vă lăsați judecați. Nu înseamnă, știi, dacă vine un frate și zice, hei, de ce ai adoptat sărbătoarea aia păgână? Sau de ce ai face o chestie care mi se pare că aici în Biblie e interzisă? Frate, eu nu mă las judecat. Nu, apostolul Pavel zice, nu mă las judecat. Nu! Nu! Tu te-ai lăsat deja judecat sub presiunea lumii, sub presiunea culturii, sub presiunea tradiției și ai căzut deja în plasă. Și când vine fratele și spune, auzi, un verset biblic, te rog, pentru practica asta. Frate, acum nu, am libertate în Hristos. Libertatea în Hristos e de ascultat de Hristos. De a nu te lăsa împins de vântul acestei lumi și de vântul oricărui învățături. Și a sta bine strâns de capul nostru Iisus Hristos. Și facem asta păstrând învățătura lui Hristos. Asta...